A lui Cristian Cioacă, interviu bombă, femeia face dezvăluiri incredibile. Cioacă a plâns de două ori în fața ei, câți bani a dat și ce i-a spus polițistul despre Elodia. Vedem în materialul următor, material pe care apoi îl discutăm cu psihologul Adriana Petrescu și colega mea de la spainews.ro, Ana Pințoi. Bine ați venit, dragile mele, la Star Magazin. Haideți să urmărim întâi interviul. Cum a început povestea ta de dragoste cu Cristian Cioacă? L-am văzut la televizor și toată lumea o să zică că e absurd. Mi s-a tăiat respirația când l-am văzut. A fost o chestie unică, n-am mai trăit așa ceva, chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să-l caut. Prima dată am vorbit cu mama lui. Ce i-ai spus? M-am recomandat, i-a spus cine sunt și i-a spus că vreau să-l ajut. Și, mă rog, dânsa era supărată, era normal în situația aia. Și mi-a zis, mamă, trebuie să vorbești cu sora lui sau cu el, că nu sunt aici, sunt plecați la țară. Și am revenit și am lăsat numărul de telefon, de mobil. Și totuși n-am avut răbdare să mă caute. Seara aia l-am sunat, pe 22 octombrie, la apartament în Glorie. I-am dat telefon și mi-a răspuns. Și la un moment dat i-am zis că vreau să vorbesc cu Cristian Cioacă și mi-a zis, nu este. Bineînțeles, era el. Eu, în momentul ăla, m-am tăiat. Nu știam ce să fac. Nu mai puteam să zic nimic. Și el n-a zis nici nimic. Dar eu am întrebat, dar unde este? E prin împrejurim. Ceva de genul ăsta. Și în momentul ăla chiar n-am mai știut ce să zic. Nu mai puteam să vorbesc. Îmi tremurau mâinile. Și mă gândeam ce să zic, să nu mă fac de râs, să nu par penibilă. Am așteptat 3 zile, au trecut 3 zile și mă gândeam de ce nu mă sună. Nu vroiam să-l sun eu, prima. N-am dormit toată noaptea înainte să mă întâlnesc cu el. Și dimineața tot așteptam să sune, și a sunat cu privat atunci. A venit cu mașina doamnei Diana din Bacău. Apăruse în acele momente o doamnă din Bacău care l-a ajutat. Am dus, am bătut în geam și imediat am intrat în mașină lângă el. I-am spus cine sunt și a rămas să mergem undeva. Erai așa într-o ținută? Eu nu. Sexy? Nu, absolut deloc. Eram cu niște cizmulițe fără toc, blugi, geacă de blugi și o șapcă în cap. Și unde te-a dus? Undeva în Codlea, la un restaurant din Codlea. Ce-a urmat după întâlnirea asta? Am așteptat să mă sune. Nu vroiam să sun eu, prima. Și a sunat a patra zi. Când am văzut că sună, era telefonul pe masă și nu am vrut să răspund. N-am răspuns, am așteptat. Lasă-l. Eram, vroiam să fiarbă. Știi? Și după aia a sunat iară și iară. Mi-a spus mama, măi mamă, dacă vrei să vorbești cu el, de ce nu-i răspunzi la telefon? Și spus și mamei tale de i-am spus, mamei i-am spus, da. Ai mei știu că în momentul când iau o decizie și dacă este greșită, nu au ce să facă. Pentru că nu sunt genul de persoană care ascultă. Aștept și mă lovesc singură și de-abia după aia, după ce mă lămuresc eu, bun, fac ce trebuie. Aci nu te-ai gândit că poate nu e bine în momentul ăsta? Ba da, dar am blocat cam tot ce ținea de rațiune. Nu am vrut să ascult de ce îmi spunea rațiunea. Nu, am spus merg. Mă arunc cu capul înainte. L-ai prins vreodată într-un moment de slăbiciune? L-am văzut plângând. L-am văzut plângând de două ori. Nu știu de ce a plâns. Mi-a spus că nu mai poate. Nu că mai e poate, deja prea mult. Da, era obosit de toată, povestea. Povestea cu Elodia. Da. Vreau să vă spun că avea, când l-am cunoscut, nu avea fire albe de păr. Și după aia au început să-i apară firicele. A doua oară a plâns la mine, unde închiriasem apartament. M-a rugat să-l ajut și plângea. I-au dat lacrimile, plângea și m-a luat de mână. Să-l ajut cu ce? Să-l ajut, în general. Nu era vorba de bani atunci. A fost așa, o izbucnire. O singură dată am simțit așa un fel de animal în el. Povestește momentul ăsta. Îl tot mințeam. Îl duceam cu vorba, da. Și ne-am întâlnit. A fost o întâlnire scurtă de jumătate de oră și s-a uitat la mine și mi-a spus să nu-ți bați joc de mine.
Și în momentul ăla a avut așa o sticlire în ochi, știi? Nu a fost agresiv. Am fost crispată după ce m-am gândit la chestia asta. Dragoste la prima vedere. Cine ar fi crezut? Se iubesc toate ca